spun eu ceva sau cum? Da. Bună seara, în primul rând. Un meci foarte greu, o echipă puternică. Craiova are jucători cu calități extraordinare. Se bate pentru campionat, s-a bătut și anul trecut și pentru cupele europene, o echipă puternică. La ce condiții sunt aici? E și păcat să nu faci o echipă atât de frumoasă la Craiova, cu acești suporteri minunați, care să joace un fotbal bun și să se bată pentru titlu. Din păcate, din nou am jucat în 10 jucători și n-am putut să echilibrăm, să avem un meci cât de cât mai echilibrat, pentru că după aceea este foarte greu să reziști aici, pe terenul celor de la Craiova, în 10 oameni. Dar am încercat, am dat tot ce am avut mai bun și până la urmă punctele meritate s-au dus la punctele, cele 3 puncte s-au dus la echipa care a meritat mai mult. V-a nemulțumit arbitrajul? Știu, cartonașul acela? Nu știu, pentru că dumneavoastră poate ați văzut mai bine. Eu n-am văzut foarte bine. Vă dați seama, când joci în 10 și la noi, cred că este al 4-lea sau al 5-lea meci în care jucăm cu echipele puternice în 10 oameni, e destul de greu să poți să faci față și ești un pic dezamăgit, dar mergem mai departe, încercăm să construim o echipă aici la media și încercăm să jucăm un fotbal bun, un fotbal ofensiv și cu siguranță vom face lucruri și mai bune, vom face lucruri mult mai frumoase și după iarnă încercăm să ne întărim și noi ca să putem să ne batem acolo pentru play-off. Sunt șanse ca celelalte echipe. Eu cred că să avem șanse egale, 4-5 echipe care se bat acolo, poate mai mult. Și cu siguranță am strâns 28 de puncte. Puteau să fie mai multe, dar așa a fost să fie. Până la urmă, eu cred că băieții au făcut un sezon bun. Avem un lot de 12-13 jucători care au jucat tot timpul la fiecare meci. Și iată că spre final am, din cauza accidentărilor, suspendărilor, pierzi din jucătorii care i-ai folosit și atunci este destul de greu să poți să ții pasul. Cu ce v-a surprins astăzi Craiova? Venea și după o pasă mai proastă? Craiova, nu știu dacă venea după o pasă mai proastă, a venit după un meci cu Dinamo, în care au primit 3 goluri pe contraatac. Dar eu cred că Craiova are forță, ca echipă are forță să bată pe oricine. Normal, se mai întâmplă să poți să pierzi un meci, dar înaintea acestui meci cu Dinamo, cred că au avut vreo 3 sau 4 victorii, cred că a avut, dar e o echipă bună, o echipă puternică. Nu ne-a surprins neapărat, știam că sunt jucători de calitate, Bancu, Mitriță, Martiș, Doncor, mulți jucători de calitate. Dar Mateiu, Cicâldău, sunt jucători care poate să facă diferența în orice moment. Nu neapărat că ne-a surprins, totuși ni s-a îngreunat drumul și mai mult după acea eliminare. Eu cred că după primele 5-6 minute când Craiova a dominat, după aceea am echilibrat și noi, am avut și o ocazie în care Piliacele a fost foarte inspirat și puteam să dăm și un gol acolo, am avut o ocazie importantă. Deci echilibrasem jocul, după care a venit acea eliminare și totul s-a năruit. Clasamentul în momentul ăsta este just? Da, dacă așa este normal, este just. Sigur, sunt meciuri în care se putea mai mult, meciuri în care poate ai avut noroc, dar dacă așa este clasamentul, normal, este just. Pentru că trebuie să te bați cu oricine și să te bați până la capăt, să câștigi cu fiecare echipă. Sunt echipe bune, un campionat echilibrat din punctul meu de vedere și vedeți că sunt 3-4 echipe care se bat la titlu, 5-6-7 echipe care se bat la play-off. Cam asta este. Mersi frumos. Seară frumoasă.